Pledoarie fermă pentru salvarea tradiției de a sacrifica porcul în gospodărie. În rolul principal, ministrul agriculturii, apărătorul porcului românesc. Florin Barbu susține că va face tot ce îi stă în puteri ca nimeni să nu poată interzice porcul în gospodării. Nimeni în România n-are nicio restricție pe partea de porc. Porcul se poate sacrifica, porcul se poate vinde din gospodării și din gospodările populației. Nu vreau să se mai arunce cu noroi de către alți politicieni în porcul românesc. Noi păstrăm tradiția și niciodată, cât voi fi ministru al agriculturii, nu voi interzice acest lucru. Porcul nu trebuie să fie interzis în gospodărie. Este o tradiție, bineînțeles, și eu voi merge de sărbători. Și tatăl meu, care chiar dacă este cadru didactic, este la pensie, ne crește 3 porci, unul pentru mine, unul pentru fratele meu și unul pentru consumul părinților mei. Deci lucrul acesta nu se va interzice niciodată în România, iar cine spune că vom da tichete, e o mare prostie.